Astăzi mulți oameni suferă din cauza că sunt în întuneric. Nu înțeleg cum să meargă mai departe, unde, cum, de ce. Cum să-și dea seama de învățătura corectă din multele care sunt astăzi? Pentru că fiecare vorbește câte ceva. Lumea tot mai mult a intrat în această mlaștină a depresiei, fricii, chinurilor, în întuneric, în toate. Nu înțeleg cum să trăiască, unde este voia lui Dumnezeu, unde este sensul vieții. Acest fapt indică doar un singur lucru, te afli în întuneric, însă dacă ești în lumină, vezi foarte clar și înțelegi lucrurile. Iar astăzi vedem cât de mult biserica și creștinismul sunt dospite. Și cum arată acest lucru? Foarte simplu. Ei astăzi predică o evanghelie la modă și după cum este scris, puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Tu ești în centru și în jur este Dumnezeu pentru tine, în jurul firii tale. Scriptura și totul se dau după tine, dragul de tine. Toți trebuie să danseze în jurul tău, să te iubească, să aibă grijă de tine. Însă, acest lucru înseamnă un creștinism firesc. Creștinismul duhovnicesc este când Hristos este în centru și totul este în jurul lui Hristos. Dumnezeu este în centru. Dacă este un creștinism firesc, firea este în centru, tu ești în centru, m-au supărat, ba mi-au făcut ceva, ba una, ba alta, însă cei duhovnicești sunt născuți din Dumnezeu. Amin. Și sunt liberi de păcat. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește, el deja nici nu mai este sub păcat, moarte, iad, el este în Isus. Oare poate fi diavolul într-un om credincios? Sau nu? Oare pot fi demonii într-un om credincios sau nu? În copiii lui Dumnezeu? Nu. În cei ferești? Da. Domnul Dumnezeu să vă ajute să aveți libertate, vindecare și eliberare în numele lui Isus. Pentru că Domnul Isus este sfârșitul morții, păcatului, blestemelor, bolilor, tuturor depresiilor, tuturor fricilor, El este viața veșnică, sfârșitul oricărei robii. Amin.